Bună și bine ați venit pe canalul meu Îngrijire Flori. Astăzi vom planta un trandafir cu port înalt. Ia uitați-l cât este de înalt. Cu port înalt ce înseamnă? Cu tulpină înaltă. Cu tulpină înaltă și cu coroană. Ia uitați-l cât este de frumos. Așa, port înalt. Vedeți cât este de frumos. Dar în primul rând vreau să vă spun despre el. Că a fost în această punguță, împachetat, doar că a trebuit să-l scot din această punguță și să-l pun într-un vas cu apă. Într-un vas cu apă trebuie neapărat să stea, după ce îl scoatem, trebuie să stea într-un vas cu apă neapărat cel puțin o jumătate de oră. De ce? Pentru ca toate rădăcinile lui să se îmbibe cu apă, să-și absoarbă apă, să aibă umiditatea, să se poată prinde mai bine. Dacă o să vă cumpărați unul, acest lucru scrie și pe eticheta lui. Doar că acum vreau să vă arăt cum îl și tun, pentru că are niște rădăcini foarte mari și după ce îl punem în apă și stă cel puțin o jumătate de oră, trebuie să-i mai tundem puțin rădăcinile și după aceea să-l plantăm. Iar altă idee este că eu vreau să-l plantez în ghiveci. De ce vreau să-l plantez în ghiveci? Plantându-l în ghiveci am avut impresia că pot să am mai multă grijă de el, adică să-i ofer un pământ mai bun, să-i ofer tot timpul să aibă umiditate, să nu fie uscat. Și în ideea asta am zis că o să fie mult mai să se prindă mai bine. Ia uitați-l. Acum o să-i tund eu puțin rădăcinile, să vă uitați cum îi tund rădăcinile. Ia, să-l mai tundem puțin rădăcinile. Ia, uitați cum le retezăm. Trebuie mai departe filmat. Ia uitați. Așa le-am toaletat rădăcinile. Este ok. Acum îl punem în pământ. Se pune în pământ. Ideea e că tot timpul al toiu trebuie să rămână la suprafața pământului. Haideți că nu vreau să vă plictisesc prea mult cu acest video. Ia, să-mi ții puțin de el. Așa. Dorința e de a fi cât mai frumos. Și din cauza asta l-am pus și în ghiveci. Că știu foarte bine că o să-i meargă bine în ghiveci. Noi acum suntem la începutul martie. Mai este doar o zi până la 1 martie și cu această ocazie pot să vă spun că poate să rămână direct afară. Nu mai există niciun fel de problemă pentru el. Vedeți? Trebuie presat foarte bine să nu aibă bule de aer. Îl ajută foarte bine pentru a se prinde. Așa. Iar apa cu care îl dăm, mereu apa trebuie să fie după o zi pe alta, adică să nu punem direct de la ghiuvetă, este foarte important pentru flori, dacă se poate. Dacă nu se poate, puneți direct. Dar ca și ajutor, ca și sfat, este să o țineți într-o sticlă sau într-o stropitoare, după o zi pe alta să o udăm. Ia uitați, cam așa arată. Să fiți atenți, este unul dintre lucrurile importante, acest altoi trebuie să rămână la suprafață, să nu rămână în pământ, deci trebuie să fie la suprafața pământului. Se presează foarte, foarte bine, ca el să nu mai aibă bule de aer în pământ. Așa. Cam atât, da? Să-i mai punem puțină apă. Este ok apă. Foarte bine. Au rădăcinile foarte, foarte mari. Și cu siguranță se va prinde. Nu are nicio șansă să nu se prinde. Așa. Cu rădăcinile și cu pământul e ok. Ia uitați, să vă mai spun câte ceva despre el. Uitați-vă.